Să știți că este foarte bun acest covrig. Mă rog, fost covrig, acum nu mai este covrig. Bună ziua, dragii mei. Mă întrebați oare de ce mănânc, nu? Nu de foame, ci de nervi. Ar zice psihologii că asta se numește bulimie, parcă boala asta. Nu există o boală, mănânci așa când te apucă bâzdice. Da, mă apucă și mine bâzdice pentru că am văzut un material pe net foarte interesant între relațiile dintre oameni și relațiile dintre animale. Și o să comentăm acum aceste imagini pe care le vom vedea împreună. Uitați-vă aici ce familie frumoasă de cățeluși cu pisici. Cât am mai dulău și uitați-vă aici. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Oameni care au arme și oameni fără arme care sunt pur și simplu măcelăriți. De ce? Pentru că unii în baza unor ideologii executează acei oameni. Ia uitați-vă la acel cățel care doar liniștit cu pisicile pe lângă el. Unde este umanitatea și unde este animalismul? La oameni sau la câini? Priviți aceste imagini. A legat acest om de copac cu sfoară, sunt 7 inși în prejurul lui și îl calcă în picioare și ăla urlă. Uitați-vă cum se joacă un cățel cu o maimuță. Și priviți acest animal cum dă în oamenii aceștia și le sparge capetele de pereți. De ce? Bănuiesc că sunt prizonieri sau sunt captivi. Ceva se întâmplă acolo. Să dai tu cu bocancu doar că tu ești în uniformă și că ăla e prizonier? Ia uitați-vă la această lebădă, cât de grațios își cheamă pui și apără. Și priviți în continuare, ligioana asta, animalul ăsta care dă pur și simplu cu o curea, nu știu cu ce dă, și le zboară creierii. Oare pisicul ăsta cu acest delfin, ce sentimente au ei? Oare ce sentimente au acei oameni când își lovesc semenii cu acea curea în cap? Priviți acest om, bănuiesc într-o țară musulmană sau arabă. Cum să îți bați femeia în public peste picioare? Plus că sunt acoperite. Ele măcar nu pot să-și arate frumusețea. Și nici măcar urăciunea. Orice ar fi, domne, ca om, să mă văd și eu. Da? Iar eu, pentru că sunt bărbat și sunt într-o țară în care femeia este declarată mamifer, da, pentru că trebuie să spunem, telespectatorilor noștri, în Arabia Saudită, au apărut pe știri, femeia a fost declarată mamifer. Deci care e diferența dintre o vacă și o femeie? Niciuna. Mamifer. Nu se poate. Uitați-vă la acest cal. Ați zice că vorbește cu cineva de partea cealaltă. Cine acel ceva de partea cealaltă? Poate o iapă. Și împart împreună snopul de fân. Câtă iubire, câtă dragoste, câtă pasiune. Între două animale, oameni buni, câtă judecată au ei? Să vedem mai departe, vedem ce se întâmplă. Ia și dă și lui pentru că el nu are fân. Vedeți? Câtă compasiune, câtă afinitate. Și uitați-vă la această mamă care nu știu în ce țară îi dă cu perna în cap copilului, bebelușului. Ia uitați-vă la acest pisic. Zice că puiul lui și îngrijește și linge cu limba lui. Uitați-vă diferența între o mâță care tratează un pui de copil, un copilaș, ca pe puiul ei, îl spală. Iar mama copilului pe care am văzut-o mai devreme și o vedem și acum, uitați-vă ce, cu câtă bestialitate. Și el mai mișcă un pic acolo. Ia uitați-vă la acest cățel. Ce grijă poate să aibă acel bebeluș? Cu câtă afectivitate îi linge degețelele lui micuțe. Ia uitați, nu-l mușcă, nu-l mănâncă. Ia uitați la această femeie. Se mai ridică copilașul, îi mai dă una. Cred că vrea să-l omoare. Să dai cu piciorul în propriul tău copil. Păi dă femeie într-una de vârsta ta. Ce face acest cățel? Se joacă, doarme lângă acel bebeluș. Ce frumos, ce tandreț. Unde este umanul și unde este animalul? Îmi pare rău că v-am prezentat acest material, dar cred că trebuie să fie și vlogger care să atragă atenția lumii întregi la ce se întâmplă în lume, ororile pe care unii din semenii noștri le fac. Eu înțeleg glume, punem și glume, vorbim și facem și caterincă, arătăm și lucruri înțelepte și trăznăi și despre Dorel, dar despre aceste fapte pe care oamenii le fac în lume cu semenii noștri,
De ce? Cu ce drept? Mă întreb eu. Doar pentru că sunt bărbat? Am dreptul pe tine, femeie, să-ți dau un cap, să-ți pun un cearceaf pe cap și să te bat public, eventual să te și împușc? Doar pentru că eu fac parte dintr-o grupare paramilitară, zic, am dreptul să-ți dau ție cu bocan, cu un cap, să sparg creierii de perete? Sau doar pentru că eu sunt mamă și tu ești copilul meu și tu ești neputincios, am dreptul să-ți dau cu perna în cap și cu șutul pentru că eu te-am născut? Da, Doamnă, tu l-ai născut, dar nu i-ai dat tu viață. Dumnezeu a dat viața. Dumnezeu sau Allah sau Buddha, cum zic celelalte religii. Să aveți o zi plăcută, nu uitați să dați like și share. Vă aștept pe vlogul lui Marian Simion și cu alte surprize. Poate că unele vor fi mai minunate, altele mai întristate, dar trebuie să vorbim și despre aceste aspecte. Vă doresc o zi cu soare. La revedere și nu uitați, nu dați în bulimie. Eu mănânc un pic, da? Că altfel dau în bulimie. Ciao!